Breaking news, mai mulți medici din Spitalul Județean din Slatina se declară jigniți de sporul de 500 de euro anunțat pentru personalul medical din linia 1 a luptei împotriva COVID-19. Sindicaliștii din Federația Hipocrat spun că medicii vor dona cei 500 de euro colegilor cu salarii mai mici. Suntem în direct acum cu domnul dr. Cătălin Dudu, vicepreședintele Federației Hipocrat. Mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, domnule doctor. Spuneți-ne, cum vedeți acest spor, un spor de periculozitate, spunea ministrul Nelu Tătaru. De ce vă deranjează? Sărut mâna. Da, în primul rând, acest spor a fost văzut de către colegii mei medici și sunt un număr destul de mare ca o mită. Eu aș vrea să nuanțez puțin. Această postare îi aparține colegului meu George Craioveanu și am fost etichetat și eu acolo, dar ca vicepreședinte al Federației Hipocrat aș vrea să vă spun că noi percepem lucrul ăsta ca pe o măsură pozitivă în dezacord total cu ce s-a discutat până acum ca măsuri, care fiind vorba doar de măsuri punitive până acum. Acum exact. Vine această măsură care cumva ar trebui să ne mulțumească și probabil că colegii mei și medicii în general au văzut lucrul ăsta ca o măsură care să ne închidă cumva libertatea de a discuta liber despre ce se întâmplă în spitale. Simțiți acest lucru că de fapt acest spor vă va pune pumnul în gură? Cred că asta este frica, dar trebuie să vedem și partea pozitivă a lucrurilor și să înțelegem că nu toți angajații din sistemul de sănătate au primit acele măriri salariale de până în 2022. Avem biologii care se confruntă cu diagnoza COVID și care sunt expuși direct. Avem brancardieri, avem infirmieri care, eu cred, pentru ei această sumă este binevenită. Și nu este chiar corect ca noi, care avem cele mai mari salarii din sistemul sanitar, să le refuzăm această plată, până la urmă legală și dată de către Guvernul României. Ca medic, în schimb, într-adevăr, nu am nevoie de acești bani pentru a-mi face datoria. Îmi fac datoria în continuare, o voi face în continuare, iar acești bani ar putea fi folosiți pentru ridicarea unui spital, pentru aducerea de echipamente în spitalele existente, dacă acest lucru este posibil. Să știți că s-a creat o întreagă polemică legată de acest subiect. Dacă unii medici vor să plece pentru că nu au bani, dacă vor să plece pentru că nu au materiale, dacă vor să plece pur și simplu pentru că sunt lași. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea? Guvernul, vedem, încearcă să dea acești bani. Sunteți de acord ca ei să fie donați, așa cum spuneți? Deci dumneavoastră încercați să îi dați acolo unde sunt salariile mai mici. Întru totul de acord, asta am și spus, ar trebui să fie opțiunea personală a fiecărui medic și a fiecăruia dintre personalul medical expus. Nu cred că este corect ca anumiți oameni, fie ei și medicii, să hotărască pentru absolut tot personalul medical. Dacă unii dintre colegi, cum sunt și eu, printre care mă număr și eu, consideră că acești bani pot fi folosiți mai bine dacă merg la un alt, la un alt cadru medical mai prost salarizat sau pot merge către o donație la o fundație ce poate cumpăra materiale de protecție, atunci este foarte bine și încurajăm acest lucru. Dar, pe de altă parte, trebuie văzută și partea plină a paharului și anume că s-a trecut de la măsuri punitive la măsuri pozitive. Merg mână-mână, pentru că știți, guvernul a avut pe ordinea de zi a ședinței de aseară și acea măsură prin care cei care vor să-și dea demisia o pot face, dar vor fi obligați să stea în preaviz încă 45 de zile de când se termină starea de urgență, ceea ce înseamnă oricum o perioadă foarte lungă. Această măsură cum o vedeți? Pentru această măsură am pregătit și o să ieșim în următoarea perioadă cu declarații, pentru că asta chiar cu asta nu putem fi de acord și mă așteptam ca asta să nască polemici mai mari decât faptul că se oferă 500 de euro pentru oamenii care chiar îi merită, oamenii care luptă direct cu virusul. Spun unii că îi merită în mod normal, nu doar pentru că acum își fac treaba. Da, așteptăm să vedem cum se vor tranșa toate aceste